ați venit la deschiderea anului școlar 2018-2019. Mă aflu alături de dumneavoastră la invitația domnului director pentru a vă transmite mesajul de succes din partea domnului inspector școlar general Dumitru Tugosoiu și din partea tuturor colegilor mei din Inspectoratul Școlar Județean Argeș. A fost o bucurie pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că sunteți o școală fanion a învățământului argeșan. Nu prin numărul dumneavoastră mare sau nu numai, ci mai ales datorită rezultatelor de excepție pe care le înregistrați pe parcursul anilor la concursuri, olimpiade și la examenele naționale. Vreau să vă felicit pentru că anul acesta v-ați numărat printre cei mai buni la evaluarea națională clasa 8-a. Ați avut elevi aici care au terminat clasa 8-a cu nota de 10 la evaluare națională la limba română, 10 la matematică. I-am cunoscut pe acești minunați copii la festivitatea de premiere de acum 2 săptămâni și am încredere că sunt printre voi copii care pot avea aceleași rezultate. Județul Argeș debutează în acest an școlar cu aproape 90.000 de elevi și peste 8.700 de cadre didactice calificate. Toți alături de cadrele didactice și de părinți, sperăm să aducem în viața dumneavoastră tot ce este mai util pentru a ajunge niște oameni realizați. Mă bucur foarte mult că bobocii vor începe anul școlar 2018-2019, în anul centenar, sub flamura acestui extraordinar tricolor. Să nu uitați acest lucru niciodată, va fi un reper în viața voastră. Vă doresc tuturor deopotrivă succes, împliniri, o festivitate de încheiere a anului școlar cu coronițe pe cap și toate bucuriile din lume. La mulți ani!